Uniunea Europeană promovează, domnule avocat, și apără aceste drepturi, și drepturile celor mari, și drepturile celor mici. Cum anume și care sunt instrumentele existente la ora actuală? Aștept să ne spuneți dumneavoastră, pentru că dumneavoastră, de altfel, ați luat printre primii contact cu ceea ce înseamnă nivelul european apropo de legi și drepturi ale omului. Da, într-adevăr, și intervenția, prima intervenție mi oferă și ocazia de a corecta sau de a completa o experiență pe care vreau doar să o punctez fără să o aprofundez, și anume faptul că am avut șansa să fiu primul diplomat român acreditat la Consiliul Europei în 92, însărcinat cu aderarea României la Consiliul Europei, unde am reprezentat România timp de aproape 5 ani de zile. Ulterior, după ce am fost, procuror, o experiență de magistrat care m-a ajutat fără îndoială în promovarea sistemului și explicarea, mai ales, a sistemului judiciar românesc și a funcționării acestuia. De asemenea, am fost parlamentar, președintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, mai exact. Sigur, am participat la ca membru al Comisiei de Revizuire a Constituției României în 2003. Și, desigur, ca practician al dreptului, ca avocat, am o practică deosebită în ceea ce privește valorificarea drepturilor fundamentale ale omului, respectiv jurisprudența CEDO, procedurile judiciare în fața Curții Europene de la Strasbourg, care e Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și aici îmi permit o ultimă corectură cu permisiunea dumneavoastră, și anume, obișnuim să vorbim foarte mult de Uniunea Europeană, acum sigur avem și de ce, e un subiect de actualitate, sau Uniunea face subiecte de actualitate în fiecare zi, practic, este un fenomen cotidian în viața românilor, uitând totuși că Organizația Drepturilor Omului, cum este cunoscută, este de fapt Consiliul Europei cu sediul la Strasbourg. E adevărat că se face confuzia asta regretabilă și, zic eu, scuzabilă uneori, depinde de nivelul de abordare, între Consiliul European, care e organul executiv al Uniunii Europene, și Consiliul Europei, care este organizația paneuropeană a drepturilor omului, 47 de state membre, care își are sediul la Strasbourg, Uniunea Europeană își are sediul la Bruxelles, Curtea Europeană de Justiție este, are sediul la Luxemburg, Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca jurisdicție a Consiliului Europei este la Strasbourg, sub, cum este cunoscută și ca CEDO. Ce aș mai vrea să adaug este că, raportat la drepturile omului, trebuie să pornim mai întâi de la recunoașterea afirmărilor. Recunoașterea drepturilor și libertăților fundamentale a parcurs în o evoluție istorică, evident, până ajunge la sistemul de reglementare, la multitudinea de instrumente internaționale pe care le avem astăzi și, desigur, și la legislațiile interne ale statelor părții contractante la diferite convenții internaționale sau membre ale unor organizații, cum sunt cele pe care le-am menționat. Până aici a fost o evoluție sinuoasă, omenirea a cunoscut sigur și derapaje. Marcăm, să spun așa, data de 10 decembrie 1948 și de fiecare dată de atunci a devenit Ziua Internațională a Drepturilor Omului, zi în care a fost adoptată Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite. Ce vreau să spun cu asta este o consacrare a unei evoluții istorice, cum spuneam, și anume a faptului că drepturile omului sunt inerente ființei umane, deci sunt inalienabile, sunt universale, aplicabile pentru toată lumea, pentru toate persoanele, indiferent de rasă, cultură, religie, vârstă, sex, etc. Și, desigur,
sunt drepturi justițiabile, pot fi valorificate în justiție, îndeosebi în fața jurisdicțiilor europene. Și m-aș raporta aici, m-aș referi, aș da ca exemplificația, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care, fără îndoială, este cea mai eficientă în materia drepturilor omului. De ce spun, vorbesc de caracterul justițiabil al drepturilor omului? Pentru că este esențial, în raport de faptul că nu este suficientă consacrarea teoretică, garanțiile din instrumentele juridice internaționale, din constituțiile statelor, din legislațiile particulare raportate la diferite categorii de persoane, pentru că este nevoie de valorificarea drepturilor omului. Drepturile omului nu este suficient să fie consacrate. Drepturile omului trebuie să fie valorificate. Este un fenomen, la fel ca și democrația, aș spune, care se trăiește zi de zi. Nu e suficient să fie doar declarate, afirmate, enunțate. Ele trebuie trăite, asumate, respectate în toată plenitudinea valorilor acestora. Iată deci despre ce vorbim astăzi și îmi face o deosebită plăcere să vorbesc despre acest lucru, adăugând un factor, zic eu, esențial. Pasiunea, credința. Pentru că dacă nu crezi, rămâne teorie pură, abstractă. Nici nu știi să transmiți, în primul evident, rând. Evident. Dacă pasiunea nu este suficientă. Sunt elemente și noțiuni foarte interesante, cele pe care le-ați punctat, și diferența pe care ne-ați sugerat să știm, să o facem de acum înainte, între Uniunea Europeană, Consiliul Europei, lucruri pe care tinerii ar trebui, dacă nu deja să le cunoască, măcar să le știe de acum înainte. Nu le cunosc, din păcate, nici măcar oameni politici de la care avem pretenții și e normal să avem pretenții. Așa este. Până la urmă, tinerii, adolescenții, copiii, de ce ar trebui să-și cunoască drepturile și cine ar trebui să învețe cum să o facă? Cred că această cunoaștere a drepturilor omului se impune de la vârste fragede, de la educația din școli, ca să nu spun chiar de la cei 7 ani de acasă. Ce înseamnă asta, în opinia mea? Înseamnă educația în respectul celuilalt, în respectarea unui set de valori. Spuneam că drepturile omului sunt inerente și indivizibile. De ce? Pentru că sunt inerente persoane umane și aceasta s-a afirmat și s-a argumentat de, în urmă cu câteva secole, de la filozofia dreptului natural, John Locke, Thomas Hobbes și nu în ultimul rând Jean-Jacques Rousseau, până la consacrarea internațională a unui veritabil sistem universal al drepturilor omului, completat de sistemele regionale ale drepturilor omului. Sistemul regional, exemplu pe care l-am dat, este sistemul european, sistemul Curții Europene a Drepturilor Omului în cadrul Consiliului Europei, așa numită organizație a drepturilor omului paneuropeană, care se întinde de la Reykjavik în Islanda până la Vladivostok în Rusia și, bineînțeles, cu o eficiență sporită de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu sediul la Luxemburg, care au competențe ceva mai restrânse în materia de drepturi și libertăți fundamentale a drepturilor omului, dar să nu uităm, dintr-o asemenea perspectivă, este vorba de Carta Drepturilor și Libertăților Fundamentale adoptată de Uniunea Europeană și care face parte din tratat. Aș mai vrea să-mi permiteți o ultimă precizare. Și anume că între aceste două organizații, Uniunea Europeană, așa numită organizație integratoare, da? Cei 27 din care, slavă Domnului, facem parte, și Consiliul Europei, organizația celor 47, trebuie să precizez că Uniunea Europeană recunoaște Convenția Europeană a Drepturilor Omului adoptată de Consiliul Europei, recunoaște jurisprudența CEDO ca fiind, ca reprezentând principiile fundamentale ale dreptului comunitar, ale dreptului Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că cele două sisteme nu se exclud, ci dimpotrivă se completează, se alimentează unul pe celălalt și face ca protecția să fie mai eficientă. Aici ajung la concluzia că nu e suficient să fie garantate, așa cum avem în Constituție, pe plan național, în diferite legi, diferite acte normative,
avem Convenția Internațională privind protecția drepturilor copilului, adoptată în 1989, intrată în vigoare în 1990, sub egida Organizației Națiunilor Unite. Avem Convenția Europeană cu privire la același domeniu de reglementare, ceea ce duce la ideea că chiar dacă sunt indivizibile, inalienabile, drepturile fundamentale ale omului pot fi particularizate la categorii de persoane și de vârstă, care sunt persoane, da? vulnerabile. Da. Copiii au drepturi particularizate. De exemplu, aș da un drept care cu titlul de exemplu, înseamnă dreptul copilului la reîntregirea familiei. Dreptul copilului de a avea contacte cu ambii părinți. Iată drepturi particularizate, caracteristice unei anumite perioade de vârstă. Sigur, dreptul la învățătură, de asemenea, deși și noi ca adulți avem dreptul la învățătură, dar e vorba de o formare continuă, e vorba de o altă particularitate. Copiii, tinerii, au nevoie de educație, prin natura vârstelor, au nevoie de o protecție sporită, mai eficientă, prin natura vulnerabilității pe care o dă vârsta. Și nu în ultimul rând, aș spune, este o datorie și o responsabilitate a societăților, a societății, a noastră, a tuturor, de a acorda o protecție specifică, sporită, acestor categorii de vârstă vulnerabile, printre care sunt și copiii și tinerii. Haideți să încercăm, e propunerea noastră, sper să fiți de acord, haideți să încercăm să facem un top al celor mai importante drepturi, dar și obligații ale copiilor, drepturi și obligații pe care ei, într-adevăr, ar trebui și le însușească și să le învețe așa cum au învățat pe de rost tatăl nostru. Așa cum își spun rugăciunea, așa să știe și atunci când ies din casă și merg, nu știu, la școală, merg la diverse alte întâlniri, domne, să știu ce drepturi am și ce obligații am. În primul rând, rigoarea academică mă obligă la o precizare prealabilă, pentru că și drepturile copilului și drepturile adulților sau persoanelor vârstnice, de pildă, sunt drepturi fundamentale ale omului, fac parte din aceeași categorie. Clasificarea este cumva obligatorie sub aspectul eficienței de care se bucură protecția unor drepturi și libertăți fundamentale, și de aceea aș privilegia această clasificare. Și anume, aș spune că cele mai importante, deci în doctrină și în practică nu există o ierarhie a drepturilor și libertăților fundamentale, să fim bineînțeleși, dar sub aspectul teoretizării fenomenologiei drepturilor omului, în doctrină s-a degajat un curent majoritar în sensul de a clasifica drepturile omului după criteriul protecției de care beneficiază. Și aș spune, prima categorie este, și firește, și drepturile copilului intră în această categorie, este vorba de categoria drepturilor și libertăților fundamentale care beneficiază de o protecție absolută. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că niciodată, nici pe timp de pace, nici pe timp de război, în nicio împrejurare, dar absolut în nicio împrejurare, autoritățile nu pot opera restricții în exercițiul acestor drepturi și libertăți fundamentale. Aceste drepturi sunt, amintesc cu titlul de exemplu, dreptul la viață. Da, viața este protejată în, indiferent de situații, indiferent de împrejurare, de către toate autoritățile, și obligația acestor autorități să asigure, a statului să asigure o asemenea protecție. Dreptul la interdicția torturii, de pildă, de asemenea, este un drept care beneficiază de o protecție absolută. El nu este condiționat, el nu poate fi, cum e și dreptul la viață, cum sunt și alte două sau trei drepturi, nu poate fi restrâns în nicio situație, nici măcar în situații în care se decretează stare de război, stările excepționale. Acele stări cu caracter, care presupun caracter de urgență și care presupun, de asemenea, restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți fundamentale. O altă categorie este categoria drepturilor fundamentale condiționate judiciar, care sunt specifice valorificărilor în justiție, și aș spune dreptul la libertate fizică,
cu reversul lor, arestarea, limitarea libertății, care trebuie să aibă loc doar în anumite condiții. Asta înseamnă condiționarea exercitării dreptului, limitarea sau restrângerea libertății respective. Dreptul la un proces echitabil, de asemenea, cu toate drepturile conținute de acest drept, care este corolarul Convenției Europene și este coloana vertebrală, practic, a drepturilor fundamentale în Europa, cel puțin. De asemenea, sunt drepturi la apărare, sunt avocat și nu pot să nu amintesc, face parte din dreptul la un proces echitabil și nu numai, e un drept distinct, garantat în legi specifice, în convenții internaționale specifice. Aș mai adăuga, de asemenea, libertățile, libertatea de expresie, cu drepturile jurnaliștilor, libertatea de expresie și informare, am spus, libertatea vieții private și dreptul la domiciliu, dreptul, libertățile sindicale, libertatea de asociere, libertatea de gândire, conștiință și religie. Această a treia categorie reprezintă o categorie de drepturi care, de asemenea, pot fi limitate în anumite condiții. O să fiu întrebat sau presupun că putește întrebarea în aer cumva, bine, dar în ce condiții pot fi limitate aceste drepturi? Mai întâi trebuie precizat că niciodată dreptul nu poate fi distrus, adică nu poate exista o restrângere sau o limitare în exercițiul dreptului respectiv, astfel încât practic să desfințeze libertatea sau dreptul în cauză, ci limitarea unui asemenea exercițiu al drepturilor care beneficiază de o protecție relativă are loc în anumite condiții care trebuie să fie strict prevăzute de lege. Deci trebuie să existe o lege în care se prevede o limitare a unui drept. Trebuie să fie limitarea respectivă o necesitate într-o societate democratică, trebuie să urmărească restrângerea respectivă un scop legitim și, desigur, trebuie să existe proporționalitate între a patra condiție, între restrângerea dreptului sau a libertății, după caz, și scopul legitim urmărit. Și vreau să fac o trimitere punctuală a ceea ce am spus eu aici, sunt reflectate ca fiind tot atâtea garanții în articolul 53 din Constituția României, la care am avut onoarea să contribui în timpul, evident împreună cu mulți alții, în timpul adoptării proiectului de revizuire, legii de revizuire a Constituției României în 2003, când eram președintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților. Mai plutește, să zic așa, o întrebare în aer. Eu am ascultat cu foarte mare atenție ce ați spus dumneavoastră, foarte util, interesant, dar dacă ar fi, să presupunem, facem un exercițiu de imaginație, să spunem că ați fi chemat într-o școală, da? Unde găsiți și elevi de gimnaziu, găsiți și elevi de liceu, da? Ați fi invitat să le vorbiți despre drepturile și obligațiile lor. Ei, să zicem, în forma asta în care am prezentat noi, să spunem că n-ar ști exact de ce să se agațe mai întâi. Ce i-ați sfătui? Pentru că și necesitatea unei introducerii educației juridice în școli, alături de cea civică, unde hai să fim cinstiți că nu se face prea mare lucru. Din păcate, este la loc de, se situează la loc de cinste, adică mulți și-ar dori și mulți din brațla dumneavoastră, avocați, să se ajungă într-o bună zi să existe și educație juridică printre celelalte materii care se predau la școală. Aș spune în primul rând că este recomandabil de la cele mai plage de vârste, da, asumarea demnității de sine, stimei de sine, încrederii în propria persoană, pentru că drepturile omului sunt naturale, te naști cu drepturi ca ființă umană, da, și de asemenea a responsabilităților presupuse corelativ de o asemenea
Deci aceasta face parte din identitatea noastră ca oameni. Uh-huh. De la cea mai fragedă vârstă și până la cea mai înaltă vârstă. Prin mare, ce vreau să spun cu acest lucru este că la baza drepturilor fundamentale ale persoanei, vorbim de drepturile omului, nu de drepturile cetățeanului. Observați diferența. Diferența, nuanța. Drepturile omului nu se raportează la apartenența de cetățenii la un stat sau altul, ci pur și simplu la calitatea de ființă umană. Da, și e declarația universală. De aceea am și spus că acesta o consacrare universală. Inerența, deci drepturile omului sunt inerente ființe umane pentru că țin de identitatea umană ca atare. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun este corelația dintre drepturi și responsabilități. Deci spuneam că tinerii, copiii trebuie să conștientizeze că au o demnitate ca oameni, merită respectul, să fie respectați, protejați, ajutați și la rândul lor trebuie să respecte pe ceilalți. Ce înseamnă în concepția mea o asemenea atitudine? Înseamnă recunoașterea valoarii celuilalt ca și a valorii de sine. Numai așa societatea realizează acea coeziune socială absolut necesară funcționării mecanismului social, organismului social, spune, pentru că societatea funcționează ca un organism care poate să derapeze, poate să aibă probleme, să se îmbolnăvească, să se însănătoșească, să evolueze sau dimpotrivă. Iată ce aș spune ca și recomandare, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că demnitatea nu există fără să existe respect. Pe respect, eu cred că se clădește tot. Se clădesc relațiile. Indiferent că relațiile interumane pot fi relații familiale, relații personale, relații profesionale, relații instituționale, apropo, la nivelul aparatului social, organismului social. Deci, dacă nu e unde nu e respect, nimic nu e. Pe baza respectului se clădește comunicarea. Interacțiunea noastră de la cele mai fragede vârste între noi, comunicare pe care se fundamentează genul de relații. Relații, repet, de prietenie, relații de iubire, relații de tot felul, care particularizează natura umană. În al treilea rând, aș mai adăuga că esențial este asumarea unor valori. Deci, pornind de la această demnitate umană inerentă fiecăruia, trecem la asumarea valorilor specifice umanității. Umanismul din noi, chiar dacă o recunoaștem sau nu, chiar dacă uităm sau avem memorie de elefant, el există, el se manifestă în limbajul nostru verbal, în limbajul non-verbal, în privirea, în simțurile noastre și așa mai departe. Este universul propriu, practic. Și pentru că am ajuns la univers, aș mai spune că este deosebit de important ca fiecare tânăr să-și construiască universul propriu în corelație cu universul din care face parte. Micro-universul lui face parte din macro-universul social, național sau internațional, în raport de chestiunea asta. Așa vom evolua și vom fi împliniți ca oameni. Era și această o întrebare, apropo de ce ziceți dumneavoastră legat de respect, demnitate. Cum facem până la urmă să-i facem pe cei tineri să conștientizeze nevoia de respect? Și cum facem să le creștem demnitatea, responsabilitatea socială, stima de sine, să-i determinăm să se implice efectiv? Spuneam, putem ajunge la un asemenea obiectiv foarte repede, după asumându-ne niște valori. Prima valoare, eu cred că e aceea a egalității de șanse pe care trebuie să o acordăm și să ne o impunem fiecăruia. Și în raport de noi înșine și în raport de ceilalți cu care interrelaționăm, pe de o parte. Pe de altă parte, aș spune că e nevoie de o anumită înțelegere a ceea ce se întâmplă, a identității noastre ca oameni. Identitatea poate fi identitate individuală,
etnică, națională, religioasă și așa mai departe. Deci acest univers pe care noi ne-l configurăm în raport de universul în care trăim, ne desfășurăm, ne mișcăm, gândim, acționăm, iubim, trăim, cu alte cuvinte, într-un singur cuvânt, trăim pur și simplu, trăim viața, viața care e un dar de la Dumnezeu și care trebuie trăită din plin în fiecare zi și valorificată optim, nu spun la maxim, optim, adică în cele mai bune condiții, pentru că rezerva de energie ne este necesară și pentru mâine. Iată cum aș sintetiza eu răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Ați susține până la urmă introducerea educației juridice în școli? Obligatoriu. Dar și mai spune altceva. Există o educație instituționalizată sau ar trebui să fie mai eficientă. Ea există în școli la diferite nivele. Dar este, dacă vreți, și educația pe care ne-o formăm, noi învățăm în societate. Locul meu aici și faptul că sunt aici este dorința de a învăța de la ceilalți și de a împărtăși din experiența, iată, experiența pe care am avut șansa să o am, celor care ne ascultă în aceste momente. De ce? Pentru că datorez colectivității în care m-am născut, am făcut un liceu, am făcut o facultate, am făcut un doctorat, m-am mișcat într-un mediu, trăiesc într-un oraș, într-o comunitate, într-o țară, într-o lume. Am deci datoria să întorc celorlalți măcar o parte din experiența, din ceea ce e bun în experiența mea, pentru că sigur că da, fiecare individ are și experiențe negative, trebuie să spunem. Nimeni nu e perfect, numai Dumnezeu e perfect și e necriticabil, imuabil. Noi, ceilalți, oamenii, suntem perfectibili și aceasta este sfatul meu esențial care aș vrea să închei. Fiți perfecționiști în adevăratul și bunul sens al cuvântului. Încercați să vă valorificați potențialul, pentru că în fiecare om e un geniu. Cum spunea Einstein, geniu egal 1% inspirație, 99% transpirație. Transpirație. Și Enescu spunea asta. Dar legat de ce, discutam acum cu experiența pe care ești dator până la urmă ca om să o transmiți celorlalți, da? Să-i lasă să se înfrupte din ceea ce ai apucat tu să înveți, să-ți însușești. Am avut invitații în studio, să știți, de-a lungul timpului, tineri care au avut șansa să plece și să studieze în afară, dar care nu au ales să rămână acolo. Au venit aici să implementeze aici ce au învățat în altă parte. Ce ziceți de treaba asta? Eu nu critic sau nu condamn nici pe cei care pleacă și nu se mai întorc, nici pe cei care nu pleacă. În ce mă privește, eu obișnuiesc să spun că am fost și am rămas incapabil să plec aiurea. Un an, doi, cinci, nouă, dar nu să trăiesc într-o altă țară. Am rădăcini prea adânci, prea puternice aici, în țara mea, pentru a le putea rupe vreodată. Cred că sunt incapabil să o fac. Pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că, așa cum cunoașterea unei limbi străine este deschiderea către un orizont nou de cultură, tot așa cunoașterea unei țări, integrarea într-o comunitate, este o experiență benefică. Dar a aduce înapoi experiența din țările noi pe care le cunoaștem, din comitățile în care ne integrăm și în care parcurgem o parte din viața noastră, din cunoștințele, din cunoașterea pe care o dobândim, suplimentul de cunoaștere pe care le dobândim, este, cred, o datorie, o responsabilitate față de mediul în care ne-am născut, pentru că am făcut, fără îndoială, în dreptul ne-am învățat din primii ani de facultate, ca să nu spun chiar mai devreme, că în raport de fiecărui drept îi corespunde o responsabilitate. O obligație, este da, această corelație. Deci este dreptul presupune o obligație corelativă. De pildă, dreptul meu la libertatea de expresie și nu numai al meu ca individ, al jurnalistilor de asemenea, care e potențat superior, aș spune că îi corespunde responsabilitatea opririi, înfrânării, stopării la granița în care începe dreptul celuilalt. Asta înseamnă
responsabilitate înseamnă respectul față de celălalt. Sigur, te respecti pe tine, respecti chiar pe dacă celălalt e altfel de tine. Decât mine. Da. E un fel de unitate în diversitate. Trebuie să respecti alteritatea. Capacitatea altuia de a fi altfel decât tine înseamnă practic și îmbogățirea ta ca și conștiință. Și să răspunzi de acțiunile tale și de faptele tale. Fără îndoială. Până la urmă. Îndoială. Cum vedeți, așa, în final, să organizăm răspunsul la această întrebare ca un mesaj către tinerii care v-au urmărit astăzi. Cum vedeți viitorul lor? Eu sunt... În ce culori îl vedeți? În culori realiste. Obișnuiesc să spun că nu sunt niciun euro-optimist, niciun euro-sceptic. Sunt un euro-realist. Deci sunt un om realist, ca să revenim pe pământ, în țara mea și în locul în care trăiesc. Sunt realist și prin prisma acestui realism aș spune că tinerii din ziua de astăzi sunt nevoiți să facă față multor confruntări, multor provocări, multor riscuri. Depinde de forța și capacitatea lor de a depăși aceste, de a surmonta aceste riscuri pentru a se valoriza superior, pentru a și optimiza capacitățile lor de comunicare, de viață, dacă veți, în ultimul rând. Aș încheia spunând că posibilitățile pe care le au tinerii din ziua de astăzi sunt deosebit de mari față de cele pe care le-am avut eu când eram de vârsta lor și cei de vârsta mea, și în raport de asta și responsabilitățile sunt pe măsură. Nu există în nicio epocă, eu așa cred, că nicio epocă nu au fost avantaje mai multe și dezavantaje mai puține. Orice avantaj e însoțit de un dezavantaj. Deci există un echilibru și asta, în toate. Asta este de natură să ne stimuleze ca să depășim, să facem în acel avantaj, valorizându-l, să fie în realitate un avantaj. Iată deci cum văd eu perspectiva tinerilor. Sigur că îmi doresc ca să fie cât mai, ca un număr cât mai mare de tineri să revină în această țară, pentru că țara are nevoie de ei. Și când știi că cineva are nevoie de tine, comunitatea care ți-a dat la rândul ei cândva ceva din tine, ceva bun din tine, și poate că a pus o temelie la socru, la temelia pe care ți-ai construit statuia personalității tale, atunci, într-adevăr, responsabil fiind, revii și potențeze această societate care, din vari motive, poate să rămână în urmă. Face și greșeli, evident, dar tocmai recunoașterea greșelilor, asumarea acestora și, bineînțeles, experiența nouă care dobândim, inclusiv din punctul de vedere al cunoașterii, trebuie să ne ajute să reușim să reparăm aceste greșeli. Un mesaj asumat și mobilizator. Invitat astăzi la... Aș zice mai ales responsabil. Mai ales responsabil, da. Invitat astăzi la Radio 3net, doctor în drept Ionel Olteanu, avocat în Baroul București și specializat în legea drepturilor omului. Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag, pentru eu că subiecte avem, slavă Domnului. Și bineînțeles, mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat. Vă mulțumim.